Bună seara, sunt Ana Dănescu și vă invit să rămâneți alături de mine la o nouă emisiune Povestea lor, lecția noastră. Cântă fără a avea nevoie de partitură. Este înzestrat cu ceea ce muzicienii numesc auz absolut, adică un har care îi ajută să compună în minte simfonii sau să redea partituri grele ale unor titani ai muzicii. În urmă cu 10 luni și-a descoperit pasiunea pentru muzică și dintr-o simplă joacă a aflat că are o înclinație deosebită pentru instrumentele muzicale. Cântă la pian, muzicuță, fluier, iar în scurt timp vrea să descopere și vioara. La numai 9 ani, Amir se prezintă ca fiind pianist și mărturisește că fără muzică, viața lui ar fi tristă. Acest copil minune este nevăzător și este elevul de excepție al Școlii Gimnaziale Speciale Sfântumina din Craiova. Este muzician. Așa, da. Și la ce? Muzicuță și la fluier. În așa. Curând și la vioară o să fiu. Persoanele care au auzul absolut pot identifica un sunet din mai multe fără să aibă nicio problemă și niciun factor ajutător. Pare foarte simplu la prima vedere, dar în realitate este destul de greu să memorezi și ulterior să clasezi un sunet. De exemplu, un violonist care are auz absolut poate identifica și clasa sunetele dintr-o piesă fără să citească nicio partitură. Se estimează că în Statele Unite doar 3% din muzicieni au auz absolut, față de Europa, unde aproximativ 8% dețin această calitate. În schimb, Japonia deține cea mai mare rată de muzicieni cu auz absolut, aproximativ 70%. Diferența mare între Japonia și restul lumii poate fi datorată și de faptul că limba este una tonală, mandarina, cantoneza sau vietnameza. Să apel. Ia, ia să ne cânti. Ne spui și nouă ce muzică asculți tu acasă, ce-ți place ție să asculți? Preludiu de Bach. Preludiu de Bach? Vă cânt. Da. Ops! Ops! M-am lovit de pian! Thank you.
vă arăt că, așa cum Dana Ladie are auzul absolut și am seama întâmplare o câteva note dintr-un cântec care n-a cântat niciodată. Te rog să mă asculți, Amir. Amir, putem să-l ascultăm pe domnul profesor? Uite, vreau să-ți cânt un cântecel pe care nu l-am cântat niciodată. Să asculți câteva sunete și după aceea tu să le reproduci, da? Salut. Mulțumesc. Adică tu recunoști orice notă? Da. Uite, de exemplu, dacă eu o să apăs aici. Ce notă e asta? Sol. Cum a început domnul profesor totul? De când ați început dumneavoastră să lucrați cu Amir? Practic am început după ce Amir cânta deja la pian. Luase primele lecții, poate la 2-3 luni după ce începuse pianul. Am zis, hai să încercăm să vedem dacă poate și la fluier. Și... surprinderea mea a fost că la ora în care o aveam la clasa lui, i-am pus fluierul în mână, fluierul meu, și i-am arătat poziția degetelor pe fluier. Până la sfârșitul orei, deja a înțeles cum trebuie să țină degetele pe găurile respective, cântând gama în urcare le și în coborâre. Ridică! Și chiar am luat primele... am luat primele noțiuni așa, de cântecele foarte simple. Și... uimirea a fost foarte mare la o săptămână, când el deja a venit acasă, el exersase în această săptămână, când a venit la școală, deja mi-a cântat câteva cântecele. Și nu mai am să cred și l-am luat la consilierul educativ, la doamna Giroveanu, care a cunoscut-o în cancelarie, și m-am dus să-i arăt ce performanță făcuse Amir într-o săptămână. Și i-am cântat la întâmplare cântecul toamnei pentru prima dată. Și după aceea el, vreau să mă credeți din suflet, pentru că a cântat la prima audiție cântecul și ne uitam unul la altul, ne miram de acest lucru. Și atunci ne-am dat seama că, într-adevăr, Amir are auzul foarte dezvoltat. Nu, și absolut! Absolut, Amir, da. Iar cu muzicuța a început, cred că iarăși la o lună. Tatălui i-a luat, i-a luat și o muzicuță și practic el, pe ce pune mâna sau gura, deja, pentru că el simte muzica. Ce o simte? Ce de când a început? A trecut un an, mai mult am înțeles? Cam așa, cam așa, nici un an, da, da. Familia se va concentra pe dezvoltarea carismul. Pe dezvoltarea lui pe partea muzicală. I-am încurajat să meargă, pentru că va avea cu siguranță un viitor din asta. I-am dat și câteva exemple cu Andreea Bocelli, cu Ray Charles, și tatăl chiar am înțeles că a trimis un mail, dacă nu mă înșel, la un renumit muzicolog din Anglia și chiar ar fi primit și răspuns ca să meargă cu copilul acolo. I-a trimis câteva filmări, câteva, să meargă acolo pentru a discuta și a vedea o viitoare colaborare, poate. Dar cu asta vă pot spune că familia, ei sunt pregătiți ca să-și facă dânsi programul după Amir. Cum este să fie într-un profesor să întâlnească un astfel de copil extrem de talentat? Ce să vă spun, știți... Astfel de copii speciali talente, dar... Să știți că în fiecare copil există, da, în fiecare copil există un dar, un talent pe care Dumnezeu îl sădește în firea fiecărui om. Important este ca noi să-l descoperim, cel puțin noi pedagogii, să-i descoperim și să-l fructificăm. Cât lucrați cu Amir săptămâna? Să știți că în afara orei acolo aloc câteva minute, mă mai întâlnesc cu el peste săptămână o dată de două ori. Să zic așa, cam 2-3 ore pe săptămână. Deci nu pot să zic că am lucrat foarte mult, dar
Eu sunt mulțumit de progresele lui și... Ați început cu piese simple, acum trageți la ceva simple. Mai... Da, da, da. Noi ne pregăteam pentru 2 aprilie, când este ziua de conștientizare, ziua internațională a persoanelor cu deficiențe, cu dizabilități, și ne pregăteam pentru acel spectacol, care noi l-am mai avut în urmă cu câțiva ani. Beneficiari au fost Asociația Părinților cu Copii cu Autism, tot o asociație care este la noi în școală, și a avut loc în urmă cu câțiva ani, cred că 4-5 ani în urmă, la Teatrul Național. Doamna director spunea că e posibil să avem loc și să aibă loc și această întâlnire pe 2 aprilie, și atunci ne pregăteam pentru acel spectacol, să pregătim și câteva cântecele. Doamna director vrea chiar să achiziționeze, să cumpărăm vreo 20 de fluiere și să facem așa un cerc, o formație de fluierători. Este elevul meu începând cu clasa pregătitoare. A fost o provocare pentru că a fost primul elev nevăzător pe care l-am avut în școală și am învățat foarte multe lucruri împreună, și eu de la el și el de la mine, pentru că a fost un element de noutate, scrierea Braille, cifrele de la matematică în limbaj Braille. Iar pasiunea pentru muzică am descoperit-o în cadrul orelor de educație muzicală. Aveam o orgă de jucărie la care cântam gama împreună. Așa este, și care a și dispărut între timp. Ne pare rău că am pierdut prima noastră amintire. Și am observat faptul că are un auz foarte fin, sesiza cu multă ușurință sunetele, le identifica. A memorat melodii foarte simple și le-am recomandat părinților să încerce să-l ducă la lecții de pian. Observaseră părinții, aflaseră de această abilitate a lui, sau atunci a fost și pentru ei o surpriză? Cred că acela a fost începutul. Amir vorbește toată ziua despre muzică. El se identifică ca fiind un pianist. Dacă îl întreb, tu ce ești, nu spune, sunt un băiat, un copil, eu sunt pianist. Și este pasionat de muzică, vrea să învețe să cânte la foarte multe instrumente muzicale și a pus în plan vioara ca următoare provocare și abia așteaptă să primească o vioară nouă, să învețe să cânte și la vioară. Și îmi spune foarte des că el este omul orchestră, pentru că după pian a urmat fluierul, după fluier muzicuța. În fiecare pauză avem un mini-spectacol. Ne întreabă, vreți să vă cânt la muzicuță? Ok, hai, cântăm împreună! Din punct de vedere psihologic, care este impactul muzicii și cum l-a schimbat pe Amir muzica? În primul rând, l-a disciplinat. Amir se exprimă prin muzică. Momentele în care este trist, în care este tensionat, sunt foarte ușor atenuate de muzică și de cântatul la pian. Și cu siguranță l-a ambiționat și l-a determinat să aibă un scop foarte bine stabilit în viață. Când a venit Amir în școala dumneavoastră, cum a fost pentru dumneavoastră această provocare să acceptați un copil cu dizabilitatea de vedere și cum a început tot? A început cu o jumătate de an înainte de începerea anului școlar, când au venit părinții lui Amir împreună cu o cunoștință să mă întrebe dacă ar exista posibilitatea ca acest copil să nu plece din oraș și să-l aducă la noi la școală. La început, eu am luat-o ca pe o provocare. Totdeauna în viață întâlnești multe provocări și dacă nu răspunzi, trebuie să încercăm. Atunci am mers la inspectoratul școlar, am sunat la minister să văd dacă am voie să primesc și copii cu un alt tip de deficiență, pentru că noi aveam decât copii cu deficiență mentală și handicap asociat fizic. Mi s-a spus da, am mers la Consiliul Județean, la domnul președinte, și am spus, uitați, asta. Dacă o să am nevoie de bază materială, îmi trebuie mașini de scris Braille, îmi trebuie să adaptez o sală pentru copil, da? Și am pornit la drum. Toamna a venit Amir, a doua zi după ce a venit Amir la noi la școală, a mai venit un copil, Ionuț,
La câtva timp a mai venit o mămică și ne-a adus o fetiță la grădiniță. Ne-am luat rolul în serios. Am trimis mai mulți profesori la București, la școala specială pentru deficiențe de vedere, să vadă ce înseamnă a lucra cu un copil cu cecitate, pentru că profesorii sunt formați. În facultate am făcut teorie, dar teoria ca teoria. Practica, de multe ori, contează mai mult decât teoria. N-am găsit, eu mi-am dorit să-i trimit, să-i școlesc, dar nu am găsit la momentul acela un curs pe Braille. Am găsit pe Alexandra, care, fiind tânără și având putere de muncă și dorință de a învăța, și cu câțiva profesori psihopedagogi, și astfel s-a format echipa. Cum ați reacționat dumneavoastră când ați auzit de Amir, care are această abilitate spre muzică? Am descoperit jucându-se la pian. Și după aceea tatăl a spus că l-a dus la un profesor de pian și că Amir are auz absolut. Oricum este o plăcere în fiecare zi, las ușa la birou deschisă și mă delectez cu sunetele care vin din această încăpere. Și copiilor le place. Astăzi, înainte de a veni dumneavoastră, un copil mai mare, când Amir într-o pauză exersa la pian, a venit: Amir, vreau să fii profesorul meu, să mă înveți să cânt la pian. Ce v-a spus familia? Am înțeles că au contactat deja pe cineva în Anglia pentru a-l testa și pentru a începe o colaborare. Familia este o familie extraordinară. De fapt, toți cei care sunt la Sfântul Mina sunt extraordinari. Și au încredere în noi, mi-au permis ca să vorbesc astăzi și în numele dumnealor. Amir este unul dintre cei trei copii ai familiei. Este un copil dorit, iubit și se implică foarte mult în educația lui. Drept urmare, să știți că au făcut eforturi foarte mari, au încercând să-i redea vederea. În momentul în care au realizat că nu, atunci oamenii încearcă să facă tot ce ține de dumnealor, ca și noi, ca Amir să-și găsească drumul în viață. Și drumul lui Amir, sunt convinsă că este muzica. L-au testat întâi la Craiova, iar mai mult de atât, înregistrările cu Amir au fost trimise la un profesor de pian celebru din Anglia, care are la universitatea unde predă studenți cu cecitate, și fără să-i se spună nimic despre acest copil decât că are 8 ani jumate, acel distins profesor a spus că acest copil are auz absolut. Cât de des întâlniți, domn profesor, copii cu auz absolut și ce înseamnă să lucrezi cu astfel de copii? Deci, în primul rând, că este extrem de rar ceea ce spuneți dumneavoastră, cu adevărat absolut. Dacă spuneți că a fost chiar testat, înseamnă că este chiar într-adevăr așa, pentru că eu, de-a lungul carierei, am întâlnit mai mulți copii care s-a crezut, despre care s-a crezut că au auz absolut. Deci auzul absolut înseamnă să fie, cum să spun, un fel de automat, și de regulă, cum să spun, convingerea mea este întărită de faptul că acel copil este nevăzător. Știți regula conform căreia, în momentul în care îți lipsește unul din simțuri, automat celelalte cresc, de se dezvoltă mai mult. Deci, în mod, este mai de crezut lucrul ăsta, pentru că, cum să spun, fiind nevăzător, categoric trebuie să se fi amplificat unul din celelalte. Iată că în cazul ăsta s-a amplificat cel cu auzul. Deci asta înseamnă auz absolut, înseamnă să aude exact ca o mașină, sau cum să vă spun. Vă dați seama că este foarte grav, foarte, foarte rar așa ceva. Deci eu personal, cred că am avut un coleg care era de nivelul ăsta, dar ăsta era combinat și cu, nu era cum să spun, nevăzător, sau, deci avea toate simțurile. Da, probabil și educația din familie, că și asta contează foarte mult. Deci eu, dacă mă nasc, eu n-am auzit absolut, dar dacă mă dați acum, eu vă dau un la, nota la, vă duceți pe pian și vedeți că este. Lucrul ăsta se și învață, dar nu înseamnă că am auzit absolut. Deci tot lucrând cu copiii, tot lucrând, cum să spun, cu pian, cu instrumente, tot acordez, la un moment dat
dacă cineva aude acest fluierat și o să dea pe pian, să duce la pian acum din interviu, o să vadă că ăsta e la, dar eu n-am auzit absolut. În urmă cu 10 luni, totul a pornit într-o joacă. O orgă de jucărie la școală, copilul a reprodus sunetele, profesorii au remarcat că reproduce cu exactitate, a fost pus la pian, a început să reproducă la fel după primele lecții, după care a început cântă la muzicuță, fluier, pian și va fi următorul instrument vioară. Problema este așa, toate bune și frumoase atâta timp cât instrumentele sunt acordate conform stasului. În momentul în care noi în viață, din păcate, nu avem instrument perfect acordat în orice situație. Sau în funcție de, cum am eu orchestra, de exemplu, am instrumente care nu se pot acorda și atunci eu trebuie să mă iau după un instrument care e acordat puțin diferit ca să pot să cânt cu ei. Ei, chestia asta pe el îl deranjează, deci el nu va putea cânta niciodată într-o orchestră care nu este absolut acordată. Deci la un moment dat deranjează, încurcă. Ori dă un examen undeva, pianul nu este foarte acordat bine, este puțin mai jos, nu poate să scrie. Înțelegeți? Deci sunt... Auzindu-vă povestind acest lucru, copilul chiar ne-a spus la un moment dat, pianul ăsta nu e acordat, avea acest... Asta vă spun, îl deranjează, ceea ce pe noi normal, pe mine nu mă deranjează. Faza că este puțin mai sus sau mai jos, pe mine nu mă deranjează. Chiar practica ne învață următoare, el va fi într-un ansamblu coral. Tot orice voce, prin definiție, scade, pentru că datorită atracției este în jos, normal, spre pământ și atunci... Toți profesorii de canto, toți dirigiți, băi, e subtonic, scade, mai sus, mai sus, toți cântă așa. La un moment dat, tot corul scade. El ce face? Va cânta corect? Vă dați seama, va fi o discrepanță. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Bine, trebuie să ai și memorie. Deci, nu este suficient să auzi. Deci, ai nevoie și de inteligență, să ții minte, ai nevoie de mai multe lucruri. Deci, eu aveam un coleg, vă spuneam, avea auz aproape absolut, dar învățat, pentru că în familie s-a născut și a fost îmbibat de sunete și l-a ținut minte. Da, asta făcea următoarea chestie. Noi ne duceam la pian și cu 10 degete îi dădeam 10 sunete deosebite. Ne opream și le spunea pe toate de jos până sus. Deci îi trebuie o pregătire puțin specială. Să ne spuneți dacă în limbajul medical există termenul de auz absolut. Cum se poate explica acest lucru din punct de vedere medical? E un talent. Talentele, geniile, nu se explică din punct de vedere medical. Sunt lucruri care depășesc cu mult înțelegerea noastră a celor de rând. Auzul absolut nu există din punct de vedere medical. Din ce am discutat, chiar discutam cu cineva, cu o colegă de-a mea mai devreme care are copilul pianist, spunea că din punct de vedere al... muzicii, deci din punct de vedere muzical al profesorilor, auzul absolut este dat anumitor persoane care reușesc să reproducă, după ce ascultă o singură dată o melodie sau o singură dată un cântec, reușesc să reproducă întocmai fără a fi nevoie de foarte mult exercițiu, de foarte multe lecții și așa mai departe. Deci, practic, reprezintă un talent, reprezintă, practic, din punctul meu de vedere, cred că sunt genii, într-o anumită bucată, să auzi pentru prima dată o melodie fără să iei lecții și să poți să începi să cânti la pian, cred că sunt genii. Este vorba de o dezvoltare diferită sau de... Putem discuta și de o dezvoltare. Cât este dezvoltare, cât reprezintă nativ acest lucru, e foarte greu de analizat și foarte greu de spus. Cu siguranță pacienții care nu văd, deci cei care suferă de cecitate, deci practic care nu văd, care sunt torbi, au un simț al auzului extrem de bine dezvoltat, pentru că atunci își duc partea de auz la maxim cât poate să înțeleg. Aud foarte bine zgomotele când se bag, știu să deosebească. Probabil ați văzut pe stradă de-a lungul timpului pacienți care nu văd merg singuri cu un baston și dau mereu în față, nu pentru a vedea dacă e ceva, ci pur și simplu știu că zgomotul produs de acel baston în diferite variante înseamnă câte ceva. Deci există și această parte, dar cred că ceea ce se întâmplă, pentru că am citit și eu în presă despre acel copil, cred că este mai mult decât o exagerare a simțurilor, cred că este vorba de un talent. Atât pentru ediția din această seară, vă dau o întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Povestea lor, lecția noastră. Bună seara!